Ați completat la online? Am completat. Da, mie mi-a venit mesaj, 14 zile carantină. Da, da? Așa ți-a zis. Da. Oh. Păi asta am înțeles. Mi-a venit imediat. Cum? Când ți-a trimis SMS. Dar care? Ce SMS ai venit de la ei? Ia să vedem și eu. Ți-a dat hârtie, dar mie nu mi-a dat nimic. Și nimeni să nu merg. Dar trebuie să completeze la online. Am completat la online, l-am trimis. Mulți dintre românii care ajung în țară pe la punctele de trecere a frontierei sunt nedumeriți. Cei mai mulți nu sunt vaccinați și nu au test PCR și, potrivit regulilor, trebuie să intre în carantină pentru 14 zile. Iar de astăzi, toți care vin în țară trebuie să completeze online și formularul digital de localizare. Nu l-am reușit să-l refac pentru că m-a depășit. Am ajuns la urmă să-l identific și nu am putut. Mai cerea ceva care mă depășește. L-am completat, dar l-am completat greșit. L-am completat cu tranzit și acum îl refacem. Cei vaccinați nu mai opresc la ghișeul DSP din vamă. Cei care nu au vaccinul sau vin din țări non-UE sunt luați în evidență și primesc notificarea de carantină. Toți sunt obligați însă ca în maximum 24 de ore să-și completeze formularul de călătorie. Și vă faceți formularul, bine? Da. Îl faceți din nou acum că l-ați șters. L-am completat și mi-a venit mesajul. 14 zile carantină. La vămile din vest, mulți călători fac cale întoarsă când aud că trebuie să intre în carantină. Tot zis la ambasada română că nu ne pune pe carantină acasă. Cu cauza asta am venit, suntem la lucru în Elveția. Vă arătăm actele, vă arătăm tot ce trebuie. Nu ne obligă nimeni să ne vaccinăm. Intrați în carantină. Nu intrăm, de ce să intrăm? Nu suntem bolnavi, nu nimica. Pentru ce? Pe de altă parte, angajații DSP care participă la triajul epidemiologic din vămi spun că sunt agresați verbal în fiecare zi de cei care trebuie să intre în carantină. Din păcate n-au răbdare, ne înjură, s-au întâmplat cazul în care ne-au scuipat oamenii. Agitație este și la aeroportul din Otopeni și aici cei nevaccinați sunt neinformați și se plâng că au de făcut unele formalități și că trebuie să intre în carantină. Cei neimunizați, dacă vin cu test PCR, stau în carantină doar 10 zile și nu 14. Nu mai vin niciodată în România, avem 10 zile de vacanță, am făcut și testul și tot și ne-a băgat în carantină. Nu este normal. Păi că este zonă roșie și ne-a băgat în carantină. Asta este. Asta este România noastră, doamnă. O să stau 14 zile în carantină. De ce să plătesc 100 de euro pentru un test? Să stau doar 10 zile. Adică mai dau 100 de euro pentru 4 zile, cum ar fi. Toate persoanele care vin din zona roșie și nu sunt vaccinate intră în carantină pentru 14 zile. De curând au fost incluse și Spania, Italia sau Suedia, țări unde trăiesc comunități mari de români. Carantina este o măsură, asta trebuie din nou să explică. Nu e niciun fel o pedeapsă, este pur și simplu o măsură de sănătate publică. Cei care refuză să se conformeze trebuie să se gândească la un lucru extrem de simplu. Și cetățenii din România au dreptul să fie protejați împotriva acestei pandemii. În ultimele 24 de ore, potrivit datelor, au fost emise 16.481 de decizii de carantinare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.